Aș fi preferat să fiu citit ultimul, deoarece sunt într-o conferință de femei și aș fi vrut să fie prezentate întâi doamnele, dar dacă doamna președinta organizației județene așa a dorit. Nu am fost niciodată și nu voi fi omul discursurilor lungi.
De aceea nu vreau să credeți că am dobândit această maestrie tocmai acum, spre sfârșit. Vreau însă să spun că consider că toate activitățile care le-am făcut au fost parte din activitățile care dumneavoastră le-ați desfășurat. Și le știm cu toții. Conform statutului, rolul femeii social-democrate este acela de a asigura echilibru, unitate și participarea activă la viața politică, socială, economică și culturală a PSD Slatina. Astfel, toate activitățile care le-am întreprins pe parcursul celor 5 ani au fost de sprijinire și de colaborare cu organizația PSD Slatina. Am avut și realizări, am avut însă și dezamăgiri în campaniile electorale. Nu toate ies așa cum ne-am dorit. În schimb, am avut cele mai multe realizări. Vreau să felicit doamnele care au obținut cele mai bune scoruri la alegerile din campanie electorală. Împreună am adus contribuții la toate evenimentele ce s-au derulat pe parcursul celor 5 ani în activități de campanie. Vreau să vă spun că am emoții și întotdeauna am avut emoții când am fost în fața dumneavoastră. Aceste emoții sunt constructive. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea care mi-ați acordat-o, pentru colaborarea și pentru încredere. Doar unite am putut avea aceste realizări. Vreau să vă spun că de unul singur nu poți avea realizări importante. Dragile mele colege, vreau să vă spun că mandatul meu se încheie aici, dar nu înainte de a spune că nu părăsesc, cum am mai auzit sau cum probabil s-a înțeles, nu părăsesc familia social-democrată. Acum 5 ani v-am spus că mă simt alături de dumneavoastră ca într-o mare familie social-democrată. Așa este, așa va fi în continuare. OFSD Slatina are nevoie de o schimbare în acest moment. Și sunt convinsă că împreună vom realiza lucruri și mai bune. Sunt unele lucruri care poate nu au fost făcute bine, sunt alte lucruri care poate au fost făcute prea bine, sunt acțiuni care le-am făcut împreună. Niciodată nu am cuantificat, dar întotdeauna există loc de mai bine. Asta se știe și de aceea consider că voi rămâne în echipa social-democrată și vreau să urez succes colegei mele, cea care va fi aleasă nouă președintă și să o asigur de tot sprijinul meu. Vă mulțumesc! Haideți să vă spun și eu câteva cuvinte până trecem la alegeri, să mai detenționăm puțin lucrurile, mi se pare că e atmosfera încordată. Astăzi am participat încă din primăvară, am început conferințele în tot județul și am fost aproape la toate conferințele, la afară de 2-3 conferințe la care, din motive obiective, n-am reușit să ajung. Chiar am participat în tot județul, încă de când erau pomii în floare. Iată că ne aflăm în toamnă, cele mai puternice le-am lăsat la final conferințele. Astăzi ne aflăm pe lângă la una dintre organizațiile și conferințele puternice, ne aflăm la una dintre cele mai frumoase conferințe, atât la propriu cât și la figurat. Femeile social-democrate au fost de-a lungul timpului un punct de reper, dar și un factor de echilibru în politica organizației noastre pe Slatina. Vă salut și eu cu această ocazie și vă felicit pentru implicarea în politică și pentru promovarea ideilor social-democrate. Vă mulțumesc în același timp pentru că ați făcut atâtea lucruri, atât în interiorul partidului cât și în afara lui,
pentru promovarea cauzei femeii în România, pentru implicarea în proiectele sociale și implementarea lor în cadrul comunității locale, dar nu în ultimul rând pentru sprijinul primit din partea organizației de femei în toate rândurile de alegeri pe care PSD-ul le-a avut în ultimii ani. Alegeri pe care, după cum știți, pe toate le-am câștigat cu brio și cu o diferență detașabilă față de adversarii noștri. Acesta este meritul fiecărui dintre dumneavoastră, fiecărui dintre noi și pentru acest lucru vă mulțumesc încă o dată. Glasul femeilor social-democrate în Slatina va trebui să fie unul din ce în ce mai puternic în perioada următoare și sunt convins că veți reuși acest lucru. Sunteți puternice, sunteți bine pregătite profesional, aveți o echipă frumoasă, aveți sprijinul nostru. Din păcate, astăzi suntem doar eu și vicepreședintele Marmisian, cu alături de dumneavoastră, domnul președinte executiv al organizației, deputatul Emil Moț, este la București, a trebuit să fie prezent în Parlament, iar primarul de Slatina, Emil Popa, a avut o problemă de sănătate și și-a cerut scuze prin intermediul meu că nu poate să fie alături de dumneavoastră. Așa cum spuneam, glasul dumneavoastră trebuie să fie din ce în ce mai puternic. Sunt convins că veți reuși acest lucru și că nimic nu vă va sta în cale. Avem o datorie morală față de slătineni, pentru că de fiecare dată ne-am investit cu încrederea lor, iar respectul nostru trebuie să fie pe măsură. Va trebui să continuăm să construim Slatina așa cum am început-o în urmă cu 5-6 ani. Pentru că vă știu pe majoritatea dintre dumneavoastră, vă știu proiectele, vă știu ambițiile, vreau să vă asigur de toată susținerea mea, a domnului președinte Paul Stănescu, a organizației municipale, dar și a organizației județene, în tot ceea ce vă propuneți, vă felicit încă o dată că ați ales să faceți politică și să nu stați deoparte, să priviți cum alții iau decizii în numele dumneavoastră și vă doresc mult succes în continuare. Ocazia să ne exprimăm părerile și sentimentele pe care le-am trăit de-a lungul multor ani în organizația PSD Slatina, atât multe dintre noi, atât în organizația de femei, cât și în organizația mare, cum spunem noi. De când am lucrat împreună cu Cristina, sunt vreo 5 ani și pot spune că, într-adevăr, ne-am simțit ca într-o familie. Când ne-am întâlnit în cadrul mai restrâns sau în cadrul lărgit, au avut loc acțiuni și activități frumoase, în care am antrenat multe doamne și domnișoare, am realizat activități și împreună și de ziua copilului. Deci, nu știu, eu personal m-am simțit totdeauna ca la mine acasă, în organizația de femei Slatina. Mulțumesc colegilor care ne-au ajutat, care ne sunt alături în continuare, mulțumesc Cristinei și sper ca în continuare să lucrăm și să colaborăm la fel de bine toți și să realizăm lucruri frumoase, în primul rând, pentru orașul nostru, care, să vă spun sincer, este invidiat de foarte mulți. Am avut ocazia să primesc în primăvară delegații din țară la colegilor mei din inspectoratele școlare din țară și au rămas profund și foarte plăcut impresionați de orașul nostru. Sper ca împreună să realizăm în continuare lucruri frumoase. Mulțumesc! Haideți, cine mai dorește să ia cuvântul? Marius, crezi un echilibru? Că spui câteva cuvinte? Și așa suntem în interviu. Bună ziua, mă bucur, dragi prieteni, că ne regăsim, ne cunoaștem. Exact cum au spus colegele mele, suntem o mare familie, o mare și frumoasă familie. Suntem noi
femei, dar suntem puternici, am dovedit-o de atâtea ori, atunci când a fost nevoie de noi, am știut să fim unite, să facem treabă, am făcut treaba foarte bine și eu vă mulțumesc pentru că am fost alături în echipă, chiar dacă uneori am fost dezamăgit, rezultatele noastre au fost bune. Îi mulțumesc și eu foarte mult Cristinei, pentru că împreună am făcut o echipă și alături de dumneavoastră, cu dumneavoastră, am făcut atât de multe activități frumoase, nu doar în campania electorală, unde ne-am adus cu toatele contribuția și putem să spunem că chiar cunoaștem orașul și nevoile și poate noi ca femei cunoaștem nevoile mai bine decât oricare alte persoane și ne-au făcut auzite, ne-au făcut cunoscute, ne exprimăm cu decență, cu demnitate și față de celelalte femei din celelalte partide ne diferențiem prin această decență, demnitate, prin moralitate, prin faptul că știm să muncim, știm să fim împreună. Vom continua, ne așteaptă un an greu, depinde de noi să obținem mai mult decât ne dorim, așa cum eu îi felicit pe tineri pentru că au știut să se impună și în funcții și în conducere, să fie lideri. Da, când vorbești de tine, da, pentru că și mai doar. La fel trebuie și noi să ne sprijinim și să ne așezăm cu toate acolo unde ne este locul. Eu vă mulțumesc încă o dată, vă doresc să aveți multă putere de muncă, multă sănătate, multă răbdare și cu siguranță împreună rezultatele le vom vedea și le dorim mai bune. Deci trebuie un pic mai mult efort, da? Mulțumim încă o dată și vă mulțumim. Mai sunt locuri aici. Vă rog, nu stați în picioare, sunt locuri libere. Pentru... Stimate doamne, domnișoare, dragi mori, stimați invitați. Dați-mi voie, în primul rând, să vă salut și să vă spun bine ați venit la lucrările acestei conferințe de regele organizației de femei din municipiul Răslan. Totodată vreau să vă spun că mă bucur și eu că particip la această conferință a dumneavoastră. Doresc să vă încep în primul rând prin a vă mulțumi dumneavoastră pentru susținerea pe care ați acordat-o tuturor acțiunilor pe care organizația municipală le-a realizat de-a lungul timpului în campaniile electorale și nu numai. Acțiunile noastre actuale și cât și cele viitoare se bazează la momentul acesta pe idei și proiecte. De aceea, ce v-aș ruga eu ar fi să aveți deschidere și să veniți la partid cu proiecte și idei, astfel încât să continuăm împreună să modernizăm orașul nostru. Ne așteaptă un an greu electoral. De aceea, trebuie să ne unim să fim o echipă puternică, atât femeile, cât și tineretul, cât și întreaga organizație, pentru a realiza obiectivul nostru primordial, care este câștigarea primăriei Slatina. În acest sens, din partea mea, ca vicepreședinte al organizației municipale, aveți toată susținerea și vă aștept alături de noi să realizăm împreună acest obiectiv. Consider că astăzi poate fi un start pe care îl luăm împreună pentru realizarea acestui obiectiv. Și nu spun asta întâmplător. O spun pentru că vă cunosc. Știu că dumneavoastră aveți potențial pentru a transmite cetățenilor că Partidul Social Democrat este cel mai bun, cel mai capabil și cel care îmi construiește împreună cu cetățenii politică acestui oraș. Eu vă mulțumesc și vă felicit și vă urez în continuare succes și vreau să facem o împreună, o echipă bună, puternică, iar în vară să câștigăm primăria Slatina.